Calea pe Iisus voi vedea. Toți îl vom vedea pe Dumnezeu și toți vom sta față în fața Lui, dar nu pentru toți va zice bine ai venit. Pentru mulți o să fie, cum se spunea mai înainte, pleacă, că nu te cunosc sau nu te-a cunoscut niciodată. Deci în această rugăciune, așa este o rugăciune să amintim pentru cei bolnavi, dar vreau să mai aducem înaintea Lui Dumnezeu, pentru că în anul care a trecut sau în anii care a trecut, de multe ori poate am neglijat să-i mulțumim îndeajuns lui Dumnezeu și cum s-a amintit, este o zi însorită, este o zi luminată, este o zi în care poate mulți suferă sau sunt în spitale, sunt în nevoi, sunt în probleme, în zepezit sau mor din cauza frigului sau a problemelor și noi suntem binecuvântați de Dumnezeu și nu ne-am ridicat îndeajuns glasul și inimile spre Dumnezeu să-i mulțumim pentru că El a îngăduit ca noi să putem să trecem mai ușor pe acest pământ prin încercările care le-a lăsat, pentru că toți trecem prin încercări, dar avem lumină în ochi, avem soare, avem ziua, avem aerul care le respirăm și de aceea avem motive mult mai mult să-i mulțumim lui Dumnezeu. Avem motive să ne apropiem mai mult de Dumnezeu, pentru că se amintea vineri seara de Ioan, a fost un sfânt și un neprihănit înaintea lui Dumnezeu și așa cere Dumnezeu să fie și noi. Și se amintea Irod, chiar vrea să dea jumătate din împărăție irodiancei pentru cada sa, cum s-a amintea, dar ea a vrut capul lui Ioan. Vedem ce mult valorează capul unui sfânt sau un sfânt înaintea și a oamenilor, dar înaintea lui Dumnezeu, pentru că El spune că El va fi unul dintre cei mai mici în împărăția lui Dumnezeu. De aceea se merită să-i mulțumim lui Dumnezeu și să ne apropiem din toată inima de El, amin, pentru că El vrea acest lucru și vrea să ne dea viață și să fim împreună cu El la plecarea noastră după acest pământ, pentru că suntem străini și călători pe acest pământ. Vreau să dau citire din Marcu, capitolul 10, de la versetul 46 în jos. Au ajuns la Ierihon și pe când ieșea Iisus din Ierihon cu ucenicii Săi și cu o mare mulțime de oameni, fiul lui Timeu, Bartimeu, un cerșetor, ședea jos lângă drum și cerea de milă. El a auzit că trece Iisus din Nazaret și a început să strige, Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine. Mulți îl certau să tacă, dar el și mai tare striga, fiul lui David, ai milă de mine. Iisus s-a oprit și a zis, chemați-l. Au chemat pe orb și i-au zis, îndrăznește, scoală-te, căci te cheamă. Orbul și-a aruncat haina, a sărit și a venit la Iisus. Iisus a luat cuvântul și i-a zis, ce vrei să-ți fac? Rabunii, i-a răspuns orbul, să capăt vederea. Și Iisus i-a zis, du-te, credința ta te-a mântuit. Îndată orbul și-a căpătat vederea și a mers pe drum după Iisus. Vedem că Dumnezeu ne învață prin acest cuvânt noi să venim înaintea Lui și să avem o direcție clară. Dacă noi vrem ca El să vindece pe cei bolnavi, să-i aducem pe cei bolnavi și știm că El va lua aminte la rugăciunea noastră. Poate nu este momentul potrivit de multe ori pentru noi, cum se spune și în Biblie despre Iov. A fost lăsat în încercare, dar a venit ziua izbăvirii și Dumnezeu l-a binecuvântat de mult mai mult decât a fost înainte binecuvântat, pentru că El știe timpul și vremea pentru fiecare ca să trecem printr-o anumită perioadă, printr-o anumită încercare, dar să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu ca El să ne dea putere, amin, să putem trece biruitor prin încercarea prin care ne-a lăsat pe acest pământ și să ne rugăm cu credincioșie, pentru că El este acel care ia aminte. Dar sunt cauze